La sfârșitul acestei săptămâni vor avea loc cea de-a 14-a ediție a Târgului Lăptarilor și a 4-a ediție a Drumului Lemnului, evenimente organizate de Primăria Municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. La Târgul Lăptarilor, eveniment adresat crescătorilor de taurine și procesatorilor de lapte, vor participa firme din domeniul fabricării și comercializării utilajelor destinate prelucrării laptelui și lucrărilor agricole cu specific montan. Evenimentul va include standuri cu produse lactate, avicole, pomicole, ale marilor și micilor procesatori din zona de munte a județului. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 14 pe stadionul Rarău din Câmpul Lung Moldovenesc. Festivitatea de premiere a gospodarilor care participă la târg va avea loc la 14:20. Pe durata întregii zile, vizitatorii vor putea lua parte la demonstrații și expoziții ale meșterilor populari, expoziții de artă culinară tradițională, de utilaje pentru prelucrarea lemnului și de animale. Programul mai include degustări de produse tradiționale de stână și plimbări cu cai și atelaje. Începând cu ora 14 vor avea loc spectacole folclorice susținute de Orchestra Doina Rarăului, ansamblul folcloric Floarea de Colț, grupul Piatra Șoimului, ansamblul Flori de Bucovina din Sadova, ansamblul Plaiurile Pojorâtei, ansamblul Arcanul din Fundul Moldovei, ansamblul Mugur de Brea din Frumosu, ansamblul Cetina din Vama, ansamblul Huțulca din Moldovița, grupul vocal bărbătesc Răze și Bucovinei din Horodnic și fanfara din Horodnicul de Sus. Pe scenă vor mai evolua soliștii Cornelia Ștefan, Nicoleta Hafiuc, Geta Zbranca și Felicia Oblesniuc, iar invitat special va fi interpretul Marius Zgâianu.